Bună ziua! Bine ați venit la conferința noastră de presă, urmare a ședinței Consiliului Politic Național al PSD. Am să mă refer la câteva subiecte de actualitate pe politică. Știți că au fost foarte multe declarații în ultima vreme referitoare la Planul Național de Redresare și Reziliență. Dacă acesta poate fi rediscutat, optimizat sau ce se întâmplă cu el? Aș vrea să vă spun că există o declarație a ministrului Vâlceanu care spune clar că România va pierde 2 miliarde de euro din Planul Național de Redresare și Reziliență. Și atunci se nasc câteva întrebări firești. Cum se face acest lucru? De unde se vor tăia aceste fonduri 2 miliarde? Din granturi, din împrumuturi? De la care programe? De la pensii, de la transporturi? De unde se va întâmpla acest lucru? Cum se va face? Va fi o măsură discreționară a domnului ministru? Sau vor fi anumite discuții? Dacă da, înseamnă că vor fi discuții inclusiv în România, cu partenerii sociali, cu toți actorii implicați și inclusiv la Comisia Europeană. Ceea ce probabil că înseamnă cel puțin o optimizare a Planului Național de Redresare și Reziliență și solicităm ministrului Vâlceanu să ne răspundă la aceste întrebări, să ne spună care este procedura, cum își dorește să se întâmple aceste lucruri, pentru a ști dacă vorbim despre o optimizare sau dacă vorbim despre o renegociere a Planului Național de Redresare și Reziliență. Sigur că PSD spune încă o dată foarte clar și transmite un mesaj simplu pentru toți cetățenii din România că PSD se luptă în continuare ca drepturile românilor, că dacă vorbim despre cele ale copiilor, ale salariaților, ale pensionarilor, să fie respectate în conformitate cu legile care sunt în vigoare astăzi în România. Și pentru că au fost discuții în spațiul public, referitor la ce se întâmplă cu pensiile, dacă ne dorim rediscutare, renegociere în acest context al Planului Național de Redresare și Reziliență și al procentului de 9,4%, vreau să vă spun că PSD a fost totdeauna în interiorul programului de guvernare și a legii care a fost votat de către Parlament, acest program, și mi-aș permite să citesc din programul de guvernare pentru a fi lucrurile foarte clare pentru toată lumea care face declarații publice astăzi. În programul de guvernare la capitolul pensii, la capitolul muncă, spune următorul lucru: stabilirea calendarului de implementare a legii numărul 127/2019 în termen de 120 de zile, ținând cont de condiționalitățile de modernizare asumate prin PNRR și negocierile cu Comisia Europeană, recalcularea tuturor pensiilor în conformitate cu legea 127/2019 în vederea eliminării inechităților din sistem, cu dezideratul ca punctul de pensie să atingă valoare de 45% din salariul minim pe economie. Acest lucru este scris în programul de guvernare și PSD rămâne ambițios în realizarea acestor ținte care sunt stabilite și votate în Parlament de către toți componenții coaliției de guvernare. Aș vrea să spun și o veste bună pentru antreprenorii din Horeca. Astăzi, în ședința de guvern, a fost dată acea facilitate privitoare la scutirea de plată pentru impozitul specific pe 180 de zile. Știți foarte bine că cei din Horeca au fost foarte încercați în această perioadă. Este o mare lipsă de lichiditate în toate companiile din acest domeniu și credem că această măsură și altele care vor urma vor face ca cei din industria Horeca să poată susține locurile de muncă în continuare. Întrebări. Bună ziua! Deocamdată mie nu mi este clar dacă în aceste momente Planul Național de Redresare și Reziliență poate sau nu poate fi renegociat. Pentru a răspunde la această întrebare și nu a mai avea un subiect unde răspunsul pare neclar, am solicitat ministrului Vâlceanu de la Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene să vină cu un răspuns referitor la cele 2 miliarde de euro pe care România le va pierde din
Planul Național, din finanțarea pentru Planul Național de Redresare și Reziliență și să ne spună cum se va face acest lucru. Dacă e vorba de optimizare, dacă este vorba de o renegociere, cum se întâmplă efectiv? Sau poate pur și simplu și-a imaginat că din pixul domniei sale poate să taie de undeva. Și am vrea să știm de unde taie. Bun, am văzut declarațiile liderului PNL, Florin Cîțu, cel care spunea că face un apel la socialdemocrați să nu mai vină cu promisiuni care nu pot fi ținute, făcând aici referire la majorarea pensiilor. S-ar putea modifica aceste pensii? Vom vedea o creștere în continuare sau rămânem cu acea creștere deja acordată de 10%? Avem un document care este lege aprobată de Parlamentul României și care este programul de guvernare. V-am citat din programul de guvernare care vorbește foarte clar și explicit despre aplicarea legii 127 din 2019 și despre eliminarea inechităților din sistem. PSD rămâne consecvent și hotărât ca aceste lucruri să se întâmple în România. Și asta... Ce presupune? Vom vedea o majorare? Presupune există bani care ar fi sursa de finanțare? Presupune respectarea programului de guvernare. Există un termen de 120 de zile pentru a veni cu un calendar și lucrul acesta se va întâmpla. Am putea vedea o încercare de negociere, inclusiv în privința acelei plafonări impuse de Comisia Europeană de 9,4% din PIB pentru plata pensiilor? PSD a venit cu mai multe soluții. Ministrul Marius Budăi a fost foarte clar în ceea ce, din perspectiva domniei sale în calitate de ministru, se poate face în această direcție. Sunt convins că vor fi luate cele mai bune și înțelepte decizii în cadrul coaliției de guvernare și apoi guvernul cu certitudine va duce discuțiile la Comisia Europeană. Dar, repet, cred că ar trebui întâi să ne lămurim câți bani vor mai fi și unde, ca să știm despre ce vorbim. Deocamdată eu cred că nu știm foarte exact, pentru că sunt totuși 2 miliarde de euro care se vor pierde. Mulțumesc. Și câte zile mai aveți din acele 120 de zile până la care trebuie să veniți cu calendarul? Dacă mi-aduc bine aminte, era sfârșitul lui martie. Deci la sfârșitul lui martie ar trebui să fie terminat calendarul, astfel încât să avem o majorare pe final de an? Sau am putea să avem o majorare pe final de an? Nu neapărat, să nu anticipăm, vom vedea care este propunerea din calendar. Dar deocamdată, ceea ce spunem este că suntem în interiorul programului de guvernare cu toate acțiunile miniștrilor PSD. Simplificăm puțin lucrurile, oamenii se uită la doi miniștri din același guvern. Pe de-o parte, ministrul Budăi, care spune că se poate modifica PNRR și care are acceptul premierului. Pe de altă parte, ministrul Vulceanu, care spune că este exclus. Ce să înțeleagă oamenii? Lucrurile trebuie clarificate într-adevăr, aveți dreptate, și trebuie început cu acest fapt, care deja înțeleg că este o certitudine, pentru că există declarația domnului Vânceanu că România pierde 2 miliarde de euro. Ar trebui să clarificăm aceste aspecte, să vedem de unde se pierd aceste 2 miliarde și apoi probabil că tot Planul Național de Redresare și Reziliență trebuie cel puțin în zona de finanțare rediscutat. Poate mai tem de la partea aceea de consultanță. Știți că era foarte mare. La momentul respectiv am atras atenția asupra ei și am arătat ce au lăsat miniștrii USR în Planul Național de Redresare și Reziliență în zona de consultanță. Poate ne uităm acolo întâi. Domnule Oprea, există vreo măsură concretă pe care PSD intenționează să ia în următoarele 3 luni pentru reducerea sau eliminarea pensiilor speciale care este acum în plată? Pensiile speciale sunt cele numite speciale, pentru că probabil că sunteți de acord cu mine că pensiile militarilor nu sunt neapărat pensii speciale. Sunt în responsabilitatea fiecărui ministru și știți că în spațiul public a fost această discuție ca miniștrii responsabili să vină și să argumenteze. De aceea vă întreb, miniștrii PSD care sunt la apărare sau la Ministerul Muncii, v-au comunicat vreo intenție pentru următoarea sesiune legislativă privind pensiile speciale sau nu? În acest moment, cred că trebuie să avem o discuție corectă în societate, calmă, referitoare la tot ceea ce înseamnă sistem de pensii, și cele prin contributivitate și cele care sunt numite speciale.
Dar cred că lămurirea trebuie să fie începută de la Planul Național de Redresare și Reziliență, de la acel 9,4 și de la cele 2 miliarde de euro care se pierd astăzi. PSD a plătit anul trecut 10 de milioane de lei pentru promovarea în presă și pentru propagandă. Ne puteți spune exact ce a plătit PSD? M-ați întrebat data trecută, v-am promis că mă interesez, am făcut lucrul acesta și din câte știu eu ați primit un răspuns de la Partidul Social Democrat. Partidul Social Democrat nu a răspuns, de aceea vă întreb pe dumneavoastră încă o dată. Ce anume a plătit Partidul Social Democrat cu peste 40 de milioane de lei în 2021? Ați plătit articole de presă, ați plătit aparițiile la televizor, ați plătit interviuri, ce anume ați plătit? Ați primit un răspuns de la Partidul Social Democrat, ceea ce am promis că fac, am făcut. Domnule Oprea, și ați primit acel răspuns. Nu conține răspunsul la această întrebare, altfel nu reveneam. De aceea vă întreb pe dumneavoastră încă o dată. PSD ne răspunde la această întrebare. Vă întreb pe dumneavoastră, ce a plătit PSD? Ne puteți spune sau nu? Știu sigur, și lucrurile acestea pot fi verificate public, că toate cheltuielile care sunt făcute din bani publici au fost auditate și sunt în conformitate cu legea. Lucrurile acestea vi-l spun cu certitudine. Întrebarea mea și este ultima dată când mă adresez. Ce anume a plătit PSD cu peste 40 de milioane de lei pentru ca și publicul să fie informat? Ne puteți spune sau puteți refuza răspunsul? Iar eu v-am răspuns că ați primit un răspuns la această întrebare. Sunteți sigur că acel promis, răspuns are, am promis că pot să fac acest lucru, să văd dacă primiți acest răspuns și l-ați primit. Deci ceea ce am promis eu personal s-a întâmplat. Ce scrie în răspuns? Ne puteți spune? Este un răspuns formulat de către Partidul Social Democrat și cred că îl aveți în... Dar am citit articolul dumneavoastră. Ce scrie în răspuns? Ce scrie în răspuns? Ne puteți spune? Poftiți? Ce scrie în răspuns oferit de Partidul Social Democrat? Este un răspuns pe care l-a oferit Partidul Social Democrat și cred că dacă este un răspuns care nu este mulțumitor pentru dumneavoastră, puteți într-adevăr să reveniți asupra lui. Încă o dată vă întreb, ce scrie în răspunsul Partidului Social Democrat? Cred că scrie acolo, dacă nu mă înșel, că aceste cheltuieli vor fi comunicate, dar nu în baza solicitării dumneavoastră, pentru că sunt în anumite contracte care au un caracter confidențial, fiind contracte comerciale. Deci dumneavoastră tocmai ne comunicați că PSD refuză să răspundă. Asta a răspuns PSD-ul, de fapt. Nu, noi v-am transmis un răspuns. Dacă dumneavoastră sunteți nemulțumit de răspunsul respectiv, vă rugăm frumos să... Sunteți informat că sunt trei procese pierdute de PSD în clipa de față pe legea 544 privind liberul acces la informațiile de acces public? Aveți această informație? Eu personal nu am această informație. Credeți că atunci când o instanță spune că PSD a pierdut un proces, PSD ar trebui după aceea să ofere toate informațiile? Cu certitudine vă spun că nimeni nu este mai presus de lege și că pentru PSD acesta este mai mult decât o regulă, este un principiu, este o valoare. Din moment ce a pierdut un proces, PSD de ce nu răspunde conform hotărârii date în instanță? Vă dați seama că răspunsurile sunt făcute de către specialiști, nu sunt nici avocat, nici nu am competență în acest domeniu, de aceea cred că răspunsul pe care l-ați primit este în conformitate cu legea. Când va decide PSD să spună pentru ce a plătit 40 de milioane de lei în presă? Eu vă mulțumesc foarte mult pentru aceste întrebări și am să vă răspund încă o dată că ați solicitat în scris și ați primit în scris un răspuns de la Partidul Social Democrat. Domnule Oprea, vă întreb încă o dată. Când veți spune societății ce a plătit PSD cu 40 de milioane de lei? Putem să continuăm cât doriți dumneavoastră. Eu apreciez efortul dumneavoastră în această direcție, însă cred că mai sunt și alți colegi care vor refuzați să pună întrebări. Transparența? Nu, sub nicio formă. Și atunci, dar vă răspund același lucru pe care vi l-am mai spus. Păi nu ne spuneți nimic, faptul că ați primit un răspuns în scris. Un răspuns în care spuneți că nu puteți să răspundeți. V-am transmis un răspuns în scris. Ok. Voiam să vă întreb care sunt măsurile concrete pe care PSD-ul împreună cu liderii coaliției intenționează să le ia în perioada următoare pentru acele instituții ale statului care au primit facturi foarte mari la energie. Sunt foarte multe școli, instituții de stat sufocate de prețul acelor facturi, în primul rând. Și care sunt măsurile pe care le veți lua pentru toată lumea de la 1 aprilie? A fost o propunere pentru a cere o prelungire a plafonării prețului la energie pentru a cere acest lucru Comisiei Europene? Care sunt soluțiile în cele din urmă?
Aș vrea să clarificăm dintr-un bun început care este rolul activ al PSD în această chestiune referitoare la energie, la scumpirea facturilor și a celor de energie electrică și de gaze, pentru că știți foarte bine că PSD nu are ministerele care pot răspunde imediat în această zonă. Ministerul Energiei nu este la PSD. Cred că este o precizare care trebuia făcută pentru a clarifica anumite aspecte. Știu că astăzi la ora 14 este o ședință importantă la guvern pe acest subiect și eu, ca și dumneavoastră, și noi la PSD suntem... Vrem să vedem care sunt soluțiile cu care iese premierul Ciucă și ministrul energiei, domnul Virgil Popescu, din această întâlnire cu toți actorii implicați. În același timp, știți foarte bine că în coaliția de guvernare, Partidul Social Democrat a venit cu un document care era un program de măsuri în viziunea noastră a Partidului Social Democrat, care puteau să vină, pe de-o parte, pentru a elimina efectul pe care îl simt cetățenii României acum în creșterea facturilor, și ați văzut că în februarie și martie deja sunt luate anumite măsuri, ordonanța de urgență a fost aprobată, prin scăderea plagului de la 1 leu la 0,8 lei la kilowattoră la energie, de la 0,37 la 0,31 la gaze, și în același timp mărirea volumelor, astfel încât cât mai mulți români să poată beneficia de acel preț minim, care este 0,64 de lei pe kilowattoră la energie și 0,21 la gaze. Lucrurile acestea s-au întâmplat deja. Am și făcut propunere referitoare la ce ar trebui să urmeze după 1 aprilie în viziunea noastră, și vorbim despre plafonare, despre reglementarea prețului. Acum urmează ca aceste măsuri pe care noi le-am propus în coaliție să vedem dacă în continuare sunt puse pe masa guvernului, de lucru a guvernului sau nu. La ora 14 știu că este această ședință importantă și sunt la fel de curios ca și dumneavoastră să văd care sunt rezultatele acestei ședințe. În ultima vreme am văzut tot mai multe proteste și solicitări din partea sindicatelor din mai multe domenii să se aplice legea salarizării, să se facă majorări salariale. Aș vrea să vă întreb dacă ați avut discuții cu Ministrul Finanțelor în acest sens și dacă putem vedea majorări salariale în perioada următoare, că pare așa un ping-pong între liderii coaliției și minister cu privire la acest subiect. Partidul Social Democrat rămâne consecvent acestor valori pe care le avem, în sensul de a fi cât mai aproape de cetățenii României și de a face ceea ce trebuie să facă oricare partid responsabil, adică cetățenii României să poată avea un nivel de trai măcar onorabil. Sunt măsuri pe care le-am propus. Știți că dacă nu ar fi intrat Partidul Social Democrat la guvernare, pachetul social nu ar fi fost adoptat, ceea ce ar fi însemnat că punctul de pensie n-ar fi fost majorat cu 10%, că pensionarii cu pensii până în 1600 de lei n-ar fi primit acel bonus în luna ianuarie, că alocațiile pentru copii n-ar fi crescut. Lucrurile acestea se întâmplă și se datorează Partidului Social Democrat și a faptului că am intrat la guvernare. Și în continuare sunt și alte măsuri. Bun, nu mi-ați răspuns la întrebare. Putem vedea majorări salariale? Ne permitem să facem acest lucru? Este un subiect la care vom răspunde în măsura în care lucrurile evoluează în analizele de impact. Vedem deja că stăm mai bine cu colectarea la început de an, așa că trebuie să obținem niște răspunsuri de la ceilalți de la partenerii noștri de guvernare. Cred că acest lucru, faptul că nu mai avem 2 miliarde de euro în Planul Național de Redresare și Reziliență, va avea un impact, ar trebui să putem să le evaluăm, să știm de unde se pierd acești bani, și în funcție de acest lucru toate discuțiile vor continua, dar împreună cu partenerii sociali. Suntem în dialog permanent și cu reprezentanții antreprenorilor și cu reprezentanții lucrătorilor. În privința măsurilor la energie despre care vorbeați, cele pe care le-a propus Partidul Social Democrat au și un calcul bugetar, ar avea un impact bugetar? Întotdeauna măsurile pe care le propune Partidul Social Democrat au în spate și calculul bugetar. Lucrul acesta pot să vi le spun. Pot să vă spun, spre exemplu, că la Horeca impactul bugetar pe măsura deja aprobată este de 37 de milioane de lei. Și pentru cele la energie?
Lucrurile sunt în discuție întâi în interiorul coaliției de guvernare și apoi vor fi făcute publice. Așteptăm și noi ședința de la ora 14 să vedem în ce direcție merg deciziile din guvern. Înțeleg că premierul Nicolae Ciucă împreună cu ministrul energiei sunt în discuții pe acest subiect. Începe de mâine noua sesiune parlamentară. Care ar fi prioritățile Partidului Social Democrat? Prioritățile Partidului Social Democrat sunt cele referitoare la susținerea programului de guvernare pe toate domeniile de activitate, începând cu economie, sănătate, agricultură și așa mai departe. Acesta este prioritatea noastră și sigur că sunt și chestiuni punctuale, specifice, cum, spre exemplu, știu că lucrează în acest moment colegii din Senat la inițiative legislative care au ieșit sau au reieșit ca necesitate din interiorul Comisiei de Anchetă referitoare la analiza prețurilor, creșterii prețurilor la energie și gaze. Mai concret de atât? Mai concret de atât este vorba despre acele hidrocentrale care nu au aviz astăzi și unde, din discuțiile împreună cu reprezentanții Ministerului Mediului, autorităților competente, a reușit că s-ar putea modifica cadrul legislativ, astfel încât acei 600 de megawatts care ne-ar fi extrem de necesari în acest moment să poată să fie puși în funcțiune cât mai repede. Tot la Senat, în această sesiune, ar trebui să intre și acel proiect de lege prin care serviciile secrete pot avea acces la aplicații gen WhatsApp, Telegram. Aș vrea să vă întreb care este poziția Partidului Social Democrat, cum vor vota senatorii PSD? Este în discuție în acest moment la comisiile avizatoare și comisiile raportoare. În momentul în care vom avea discuțiile finalizate pe un raport comun, veți ști care este poziția noastră. Din câte știu în acest moment, sunt deja amendamente depuse. În ce sens amendamente și ce ar susține Partidul Social Democrat? Haideți să vedem raportul comisiei și cred că așa este corect. Știu, am această informație, însă cred că este corect ca senatorii de toate culorile politice să dezbată, ăsta este rolul Parlamentului, ăsta este rolul Senatului și al comisiilor, să dezbată și acolo să vedem exact care este rezultatul. Dumneavoastră personal, susțineți ca acel articol 10 indice 2 să fie eliminat din proiect? Sunt depuse amendamente. Dumneavoastră personal susțineți eliminarea acelui amendament, domnule Oprea? Ar trebui să mă antepronunț pe o discuție pe care o au colegii. Eu cred că lucrurile acestea vor fi în comisie dezbătute bine. Acolo sunt colegii care sunt cu competențe în acest domeniu. Vor veni toți factorii implicați, toți actorii implicați la dezbateri și vom avea. Dar vă spun încă o dată că sunt depuse amendamente. Inclusiv reprezentanții serviciilor secrete ar trebui să vină la comisie? Acum nu știu colegul nostru care este președintele comisiei pe cine va invita, iarăși ar însemna să intru în întreaba lui. Prefer ca lucrurile să fie făcute așa cum trebuie, în conformitate cu legea. Președintele PSD Marcel Ciolacu spunea zilele trecute că își dorește o discuție cu reprezentanții Comisiei Europene legată de energie. Spuneți-ne dacă știți că a fost cumva inițiată această discuție sau când ar putea să aibă loc, dacă nu. Aceasta este o competență a ministrului de resort, care este un ministru propus de către Partidul Național Liberal, domnul Virgil Popescu. Dumnealui ar trebui să inițieze aceste discuții împreună, sigur, cu premierul Nicolae Ciucă. Cu riscul de a mă repeta, în ceea ce privește pensiile și în ceea ce privește energia, sunteți parte din echipa guvernamentală. Care este termenul până la care românii vor afla ce se va întâmpla și cu facturile după aprilie și cu majorarea pensiilor anul acesta? În conformitate cu programul de guvernare, v-am citit, era un termen de 120 de zile pentru a veni cu calendarul pentru pensii, iar la energie răspunsurile le așteptăm din partea guvernului. Noi am venit cu un program de măsuri, cu anumite propuneri, au fost discutate în coaliție, vedem care dintre ele vor fi acceptate sau nu. Există mai multe variante de lucru, din câte știu eu, în acest moment. Bun, dar la ce să se aștepte oamenii dincolo de luna aprilie? Pentru că în momentul de față ne trimiteți la cei de la PNL, care este poziția dumneavoastră clară? Ce se va întâmpla după aprilie? Noi ne-am exprimat poziția foarte clară. Noi ne dorim ca acele prevederi din legislația românească și europeană în acest moment, care spun că 6 luni de zile poate fi reglementată piața și apoi din 3 luni de zile. Și am și dat exemplul Franței, care a reușit o negociere de un an de zile, să se întâmple și în România. Astfel încât să avem acel termen
ca, dacă vreți, fondul de modernizare să avem în sfârșit, după 2 ani de zile, ghidurile, astfel încât să avem și capacități noi de producție. Dacă nu se întâmplă anumite lucruri foarte clare, ca măsură structurală, nu vor fi schimbări foarte mari pe piața energiei. Cum v-ați propus să se aplice, dacă se va ajunge acolo, plafonarea prețurilor pentru alimentele de bază? A vorbit și Marcel Ciolacu. Cu riscul de a mă repeta, vă spun că ministrul energiei este propus de către Partidul Național Liberal, domnul Virgil Popescu. Alimente, mă refer la alimente. Plafonarea prețurilor la alimentele de bază. Alimentele de bază. S-a vorbit despre acest subiect și vă întreb care este poziția PSD, cum anume ce alimente... Este un subiect care este în discuție astăzi la nivelul Ministerului Agriculturii și Ministerului Finanțelor Publice. Și care sunt variantele acum? Vor veni miniștrii de resort și vor spune care sunt variantele respective. Mulțumesc. Certificatul verde. Mai rămâne un subiect de discuție în această sesiune parlamentară? Va mai fi reluat acest subiect? Proiectul este încă în Parlament? Eu doresc să vă readuc aminte că este o diferență fundamentală în pregătirea valului 5 față de valul 4, care presupune, și ați și văzut rezultatele testărilor extensive, nu am avut niciodată atât de multe teste în România câte se fac astăzi. În același timp avem acele centre de evaluare, astfel încât pacienții care nu au forme severe să poată fi tratați ambulatoriu, au la dispoziție toate medicamentele antivirale și în același timp spunem clar și răspicat că vaccinarea reprezintă acea soluție pentru diminuarea riscului de a face o formă gravă a bolii pentru fiecare dintre cetățenii României. Tocmai vaccinarea e problema în România pentru că este încă la un nivel foarte scăzut și am văzut recomandările celor de la OCDE, de exemplu, la sfârșitul săptămânii trecute spuneau că ar trebui poate extinsă folosirea certificatului verde și la alte activități și poate pentru anumite ocupații, pentru anumite profesii. Astăzi cred că lucrurile evoluează foarte rapid, că toate acele măsuri de pregătire a valului 5 au rezultate pentru că vedeți că nu există acea presiune pe sistemul de sănătate publică și în același timp știu că ministrul Rafila este foarte preocupat și de soarta celorlalți bolnavi din România care trebuie să aibă acces la sistemul de sănătate. Revin puțin la întrebarea colegiei de mai devreme, pentru că OCDE a venit foarte clar și a spus așa, sugerăm ca România să ia în considerare, deci ne sugerează să luăm în considerare extinderea implementării certificatului verde pentru mai multe activități. Eu sunt de acord cu dumneavoastră, există o perioadă de negociere de 3 ani de zile, lucrurile sunt în evoluție continuă și vor fi în discuții cu cei de la OCDE. Ce știu că se întâmplă este faptul că rezultatul de acum este un rezultat unde și Partidul Social Democrat a avut implicare în timpul președinției din 2019 și faptul că, într-adevăr, vom face parte din acel club select, eu îmi doresc lucrul acesta la sfârșitul negocierilor, va ajuta România în foarte multe zone din partea economică, mai ales probabil la reducerea dobânzilor pe care le plătim. Astăzi va fi mai multă încredere în economia românească atunci când vom face parte din acest club select. Social-democrații vor ține cont de această sugestie? Ministrul Alexandru Rafila a prezentat, cred eu, clar, coerent, toți pașii pe care îi face pentru a preîntâmpina acea aglomerare în spitalele publice. Dacă nu mai sunt întrebări, eu vă mulțumesc.